Doamnelor și domnilor, haideți cu un rând puternic de aplauze pentru Mihai Tasici! Aș vrea să zic bună seara publicului și bună seara juraților în primul rând. Salut Mihai, poți să spui ce vrei la emisiunea asta? Îți spun sincer că eu nu mă așteptam să iasă un material bun din acest concurent. Chiar nu i-am dat nicio șansă. Eu sunt Tasici Mihai, probabil ați observat faptul că sunt gras. Ideea e că am avut foarte mult de suferit de-a lungul anilor din cauza asta. Nu o să ne placă, hai să fim drăgălași. Și a fost bine. Emoționat, dar bun. Din punctul meu de vedere, acest băiat a avut cel mai amuzant moment al zilei. M-a apucat de stand-up pentru că foarte mulți oameni în industria asta sunt de umplutură. Eu m-am gândit că pot să umplu un mare gol. Bun asta. Ok. Mă cert în fiecare seară cu îngerul meu păzitor, că n-are loc să doarmă cu mine în pat. De Crăciun mereu sunt singur, pentru că rudele mereu se îmbată și vor să taie porcul. Eu nu vreau să risc. Bine! Bun. Când mă duc la film, prima și prima dată trep cât e intrarea și nu mă refer la preț. Am traume de când am mers prima oară la mare, de fiecare dată când încercam să ies, lumea încerca să mă bage înapoi. De unde? În apă, mă, e bună rău. Specifică, frate, că... E bună rău. Mereu am vrut să lucrez la SRI, iar când am mers acolo să mă angajez să fiu agent secret, mi-au zis că este imposibil, deoarece nu aș încăpea sub acoperire. Bine! Something new. Să știți că am contribuit și în foarte multe fapte istorice. De exemplu, cu cureaua mea s-a măsurat ecuatorul. E atât de veche, dar forma e bună. Willy Fogg a călătorit în jurul meu, apoi în jurul pământului. Okay. Am făcut MMA și eram foarte bun la asta. Fiind foarte gras, era imposibil să am puncte slabe. Mama mereu când eram mic îmi zicea că sunt cel mai dulce copil. Acum că am crescut, am realizat cu adevărat ce înseamnă diabetul. Și pe lângă faptul că sunt foarte, foarte gras, mai sunt și foarte, foarte sărac. Uitați, de exemplu, singurul masaj pe care mi-l permit este masajul cardiac. Trăiesc infarctul. Da. Dar mama mi-a zis că nu am fost toată viața atât de gras. A zis că atunci când m-am născut eram atât de slab și de urât încât doctorii au crezut că sunt ficatul. Oh my God. This is rolling in the deep, baby. E și o parte bună la toată treaba asta. Când am intrat în școala primară, în clasa 1, toată lumea mă știa. Eram imaginea de pe pachete. Explică-mi. Da, și mie. Știți, imaginele urâte cu oameni urpiți de pe pachetele de țigări, da. L-am întrerupt pe băiatul ăsta de cel puțin 5-6 ori. Cu cea mai mare plăcere mi s-a părut număr interactiv și mă bucur foarte tare că a stat în picioare, a rezistat și a făcut treaba mai departe. Indiferent dacă tremura sau nu la interior, oricum n-am fi observat. Când eram mic aveam un câine, după fiecare masă mama îi dădea resturile lui, iar lui se făcea milă și mi le dădea mie. Da. Da. E bun, excelent. Pe lângă că eram vai de rasa mea, eram slab, urât, aveam și acne. În fiecare an era nasol de fiecare dată când moșul intra pe coș. Ce porcărie de glumă, bă, băiatule! Dar chiar știți de ce nu vine Moș Crăciun la copiii surzi? De ce? Pentru că nu sunt ascultători? Dar nu vreau să fac mișto de persoanele cu handicap. Și oamenii în scaun cu rotile sunt oameni la locul lor. Vorbind despre persoanele cu handicap, știți de ce sunt aere condiționate în spitale? De ce? Să nu se strice legumele? Băi, deci mi s-a făcut... Bă, ăsta micu e... Mamă! Să știți că faptul că sunt gras nu mă împiedică să relaționez cu prietenii. De exemplu, am acum niște tovarăși care îmi spun prețiosul, sunt interlop, pentru că încă am birinichi.
Sunt prost, explicăm. Păi îmi spun prețiosul în cam ambirinic, interlopii mai vând și rinichi. Da, da, așa, continuăm. Aș vrea să continui cu niște glume despre relații, ca să subliniez faptul că nu sunt gay. Eu sunt heterosexual nepracticant. Băi, bună rău. Ultima oară când am sunat la relații cu clienții m-au refuzat. Dar acum am o prietenă și îmi zice că sunt foarte optimist. În fine, nu e prietena mea. Probabil că unul dintre noi doi e proastă. E bun, bă, extra. Bestia. Ultima oară când am satisfăcut o fată a fost atunci când m-am despărțit de ea, de prietena mea, pentru că a putut în sfârșit să-și oficializeze relația cu cel mai bun tovarăș al meu. Dar, sincer... That's really good. The beast. Sincer, mă bucur foarte mult pentru ei. Știu că o va trata super bine, deoarece el e indian, iar indienii venerează vacile. Maestre! Maestre! Acum singura conjunctură prin care mai văd atunci când o spionez pe bunica, ceea ce nu e atât de greu, dar mă străduiesc mereu să deschid ușa la cavou. Bacovia, tu ești, mă! Mamă. Pe lângă faptul că sunt foarte singur, mai sunt și foarte prost. Am mers la romană ca să mai fac eu ceva. Într-o lume agitată care corona, eu sunt agitat că am sida. Am mers la spital ca să văd exact ce am. Asistentele m-au întrebat de curiozitate ce grupă sunt. Eu fiind foarte prost, le-am zis că sunt grupa mare. Chiar speram să se dovedească că am sida. În sfârșit apărea și ceva pozitiv în viața mea. Minunăție fără seamă, întâlnit. Dar chiar, bă, Mihai, uite, am și o glumă despre tine. Am auzit că ăștia de la NASA și-au trimis trupele în training când prezentai tu X-Factor, că nu mai era pic de atmosferă. Glumele voastre. Excelent. Excelent. Atât am fost eu, vă mulțumesc. Ia uite ce famă. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play,